Îmi place aerul proaspăt al dimineții. Îmi redă pofta de viață. Experiența m-a învățat să iau fiecare zi ca pe o nouă mică viață. Poate că mă înșel sau mă mint, dar așa mă simt mai bine. Ca detectiv particular îți faci programul după cel al subiectului. Nu mai am răbdarea de altă dată, poate nici timpul nu mai are răbdare cu mine. Și totuși, investigațiile se potrivesc cu ceea ce am făcut atâția ani ca polițist. Până acum 8 ani când am ieșit la pensie. Mai bine zis, m-au convins să ies la pensie. Dar nu mă plâng. Mă descurc și ce e mai important, chiar îmi place ce fac. Acum, de exemplu, caz complicat. Clientul, unu Banciu Mare Maher, în Arad, vrea să-i pure gnițel biografia viitorului ginere, să se asigure că nu e vreun vânător de zestre și că o merită pe fisa. Hai, fetiță! Hai, fetiță! Așa! Așa, bătrânică! Câte drumuri n-au făcut? Nu? Staționează? Foarte bine. Așa îmi place, să staționez. Și noi, la drum. La drum? La drum.
Mi-ai făcut figuri, să știi. Am glumit, Suzy, iubita mea, am glumit când am spus că vreau altă mașină. Te rog eu frumos. Bună ziua! Bună ziua! Nu vă supărați, știți, cumva prin apropiere pe aici vreun service, am probleme cu mașina. Ce are mașina? Nu știu, cred că de la cutia de viteze. Mi-a mai dat bătăi de cap, e hidramată. A, ți-a trebuit hidramată și pe mine. Știți vreun service prin apropiere? Cum îl cheamă? La Craiu, la Jimbolia. Ah, la Craiu, la Jimbolia. E cam departe, ajung eu până la Jimbolia cu mașina asta. Mai aproape până la Rad, nu mai întâlnesc nimic, niciun service? Nimic? Mai sunt, dar Craiu cel mai bun. E mai bun. Craiu, bun, mulțumesc, mulțumesc. Spor la treabă. Mulțumim.
Da, aștept. Să trăiești, șeful, Craiu sunt. Unde m-ați trimis la Jimbolia? Da, șeful, dar am niște probleme cu mașina. Sunt la scurtul, la autobază. La scurtul, la autobază! Da! S-a uitat băiețile aia, zice că e la motor. Păi nu știu, vreo două, trei zile. Păi trebuie să aducă nu știu ce piese. Încerc, da. Ca dracu, plouă, e soare, da. Bine. Da, așa. Mă descurc, mă descurc. Nu uit, nu uit. Când plec de aici, trec pe la Nasimi și vă iau țuica. Da? Da. Să trăiți. Ia un pic de viteză, meștere. Nasim, boier tot boier. Nu, continuați, continuați, continuați. Cu ce putem noi să-i fim de folos scumpului nostru client? Salut. Salut. Sunt cu Cielo și ce se întâmplă? În D nu mai cuplează aproape deloc, iar în timpul mersului, într-a doua nu dezambrează. E hidramată. Oh, păi e grav. Grav, nu? E grav. E cutia! E cutia! Dom'le, astea, hidramatele astea sunt dobele. Așa e. Să știți de la mine. Și nu sunt mulți care se pricep la ele, adică nu se prea pricep. Înțelegeți? Trebuie schimbat kitul de ambreiaj. Mă rog, eu așa cred. Kitul. Mhm, kitul. Da. Da. Bine, mulțumesc. Iertați-mă, m-ați putea ajuta? Eu cred că da. Da? Da. Costă mult? Nu costă mult, dom'le, vreo 400 de lei. Dar de ăștia noi, mă repede. E în ordine. Mă duc să... și să... Stați. O să vă coste mai mult cazarea. Cazarea? Cazarea. Dar nu-i nimic. Vă trimit eu la un motel. Care le țin o vară de-a mea. O fată extraordinară. Domnule, face niște ciorbe de pește de moare lumea. Dă bani, dă crap, dă somn, dă babușcă, dă știucă, de babușcă, de tot, domnule. Da, bun. Pentru că te-ai schimbat kitul de ambreiaj. Am înțeles. Din păcate... eu așa cred, știi? Așa. Trebuie să stați aici vreo trei zile. Trei zile, imposibil. Trei zile. Păi nu se poate altfel, că noi nu avem piese de stil. Sunteți amabil, vă mulțumesc. Nu se găsesc în prejur. Am înțeles. Eu trebuie să te merg la București după ele. Sunteți foarte amabil, dar nu pot să stau. Eu trebuie neapărat să fiu azi după masă la Arad. Da? Neapărat. Păi atunci drumul. Mulțumesc foarte mult. Asta e. Mulțumesc. Încă o dată pentru amabilitate și la vară în concediu, babușcă, da? Bun. Ia să puțin, vă ajut cu ceva. Mă gândeam așa. Când ajungeți în Jimbulia, așa? Intrați în Jimbulia, da? Și faceți la dreapta, acolo e un servis. Acolo e un băiat, un lucraiu. Dar nu el e patronul, el e doar lucrător acolo. Dom'le, are el chitul ușor deranjat, dar este tata ambreiajelor, dom'le.
și mama motoarelor, vă jur. Bine. Încă o dată mulțam și spor la treabă. Bună seara! Bună seara! Ce are șef? Probleme la cutia de viteze, cred. Cutia de viteze? Da. E clar. Crai. Sfârșit. Craiul. În două zile am rezolvat cazul. Subiectul, un tânăr de familie modestă, citit și curățel, a reușit să-mi infirme teoria pe care mi-am făcut-o în poliție. Nu există om fără vicii. Uite că există. N-avea nicio pată în trecut. Candidatul perfect pentru postul de soț pe viață. Căutați pe cineva? Bună ziua! Bună, dacă zici dumneata că e bună. Vă salut, vă salut! Vă salut! Radu Mirică. Frățile, proprietarul patronul serviciului, cum a venit? După Stielo? Da, e gata? Să-mi spuneți, vă rog, cât mă costă? E plătit, domnul Banciu. Minunat. Nu vă supărați că vă întreb. A reparat-o cumva băiatul ăla Craiu? Da. Da? Păi cine altul? Hai, stai jos. Ia loc, te rog. Da, da, mulțumesc. Nu o să stau prea mult. Așa. Dar cine e Craiu ăsta? Tot Banatul cunoaște. Niște drumari de la Turnul Severin mi-au spus: du-te la intrarea Jimbolia, e acolo un service unde e Craiu. Așa e, așa nu, e. Nu, nu, mulțumesc. Hai, domnule, lasă. Așa e. Tot Banatul cunoaște. Nu există cutie să prezinte secrete pentru Craiu. Cine nu știe povestea ar putea spune că iubirea lui este cutia cu viteze. La cine o știe? A vrut să plece dincolo, spre libertate, prin martie 89. N-avea de unde să știe ce o să se întâmple. Că poate... Venea des pe aici, prin Jimbolia, după niște piese de electronică. Venea în delegație, la o fabrică de pe aici. Acum era hotărât. Pregătise bine și făcuse temele. Studiase hărți cu toate satele de pe lângă graniță și inventase o poveste pentru dincolo care să nu-l dea înapoi. Hai noroc!
vară, sergent, vă raportez că nu s-a întâmplat nimic pe schimbul meu. Vă raportează sergent Filimon. Să trăiți! Coboară, mă duc. Atenție! Dar ce faci, mă? Ce nu stai la post? Hă? Culcat! Drept! 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 Bucat! Drept!
Se spune că Dumnezeu îi ajută pe cei curajoși. Pe Craiu nu l-a ajutat. De ce? Numai Dumnezeu știe. A făcut un an de pușcărie pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei. A executat aproape toată pedepsa, pentru că ăștia și-au adus aminte de el de-abia prin februarie 90. A fost închis la Aiud. L-au bătut ăștia cap un animal, l-au bătut numai în cap. L-au pus și câinii pe el. Mă mir cum a rezistat. De atunci, de 20 de ani, a rămas cu Damblau ăsta. Lucrează la cutiile de viteză. Nu râde, nu zâmbește, nu vorbește. Numai lucrează. Cea mai mare bucurie a lui e să intre sub mașină. După pușcărie, după revoluție, n-a ieșit niciodată nicăieri. N-a mai ieșit dincolo. Acum dincolo e și aici. Numai că el nu prea mai poate să se bucure. Așa e viața asta împuțită. Eu am luat un an jumate pentru neglijență în serviciu. Că am lăsat cheile de la IMS în contact. E aici, în atelier. Dar nu prea să băgăm vorbă cu nimeni. Vrei să-l cunoști? Nu. Țara mea cu ochii frumoși. Țara mea cu feți frumoși, țara mea cu oameni buni, țara mea cu ochi frumoși, mai senini ca boltă albastră, mai adânci ca marea noastră, țara mea cu ochi frumoși, țara mea cu ib de voinici, de boiți, de oțele și schiere, de cetăți și de castele, cum n-au fost nici când pe aici.